Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această seară la Epistola către Romani. Citim din capitolul 2, începând cu versetul 17 și până la 24. Romani, capitolul 2. Tu care te numești iudeu, care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi. Tu care zici să nu curvești, curvești. Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Căci din pricina voastră este pulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Amin. Vă rog să vă așezați. Continuăm lectura noastră la Epistola către Romani. După textul despre judecată, vine textul despre duplicitate. Despre ipocrizie. Să știi, să cunoști și să nu faci. Noi știm din Evanghelie, din învățătura Mântuitorului, că această atitudine este atitudinea pe care El o judecă cel mai aspru. Față de fățarnici este cel mai dur. Față de omul duplicitar, pe din afară apare într-un anumit fel, dar pe dinăuntru este exact opusul. Exact opusul. Întrebarea cheie în mesajul din această seară este următoarea. Cum poate ajunge omul să fie așa? Noi vorbim aici de omul credincios. Nu vorbim de păgâni, de oameni din afară, oameni care caută prin orice mijloc să cadă în picioare, se poartă ca un cameleon, întotdeauna are altă culoare în funcție de mediul în care se află. Nu vorbim despre oameni aceia. Noi vorbim aici despre oameni din poporul lui Dumnezeu. Cum poți ajunge în starea pe care o găsim aici? Iar apoi, pe baza acestei înțelegeri, cum poți să faci drumul înapoi? Să ieși din starea aceasta. Desigur, întrebarea care se leagă imediat este, să poate ieși? Omul care s-a învățat cu 10 fețe poate reveni la fi numai cu una? Acesta este drumul pe care vreau să-l parcurgem în această seară. Pe din afară, extraordinar. Pe dinăuntru, stricat. Exact ca o pară germănoasă. Știți cum e pară germănoasă? A fost odată în vizită la o soră bătrână și
când am întâlnit-o, am întrebat-o, spune, cum mai ești? Și Dumnezeu mi-a răspuns, frate, ca o pară germănoasă. Eu n-am înțeles ce am să spună. Zic, trebuie să-mi explici. Păi zice, știi cum e pară germănoasă? Pe dinăuntru, pe din afară e frumoasă, dar pe dinăuntru e putredă. Pe din afară, extraordinar. Pe dinăuntru, stricat. Nu uitați, noi nu vorbim de lucruri de afară, lumești, păgâne. Noi vorbim de lucruri de afară, sfinte, cel puțin la suprafață. Lucruri bune, unice. Care sunt acestea? Uitați-vă cuvântul pe care l-am citit și le veți vedea. Sunt legate de nume, sunt legate de temelie, sunt legate de laudă, de cunoaștere, din aceste domenii. Versetele acestea sunt cu privire la izraeliții din secolul I. Iar apoi se potrivesc la toate bisericile creștine care au trecut de generația a treia. Orice mișcare, orice curent nou în prima generație și în generația a doua stă destul de bine. Când ajunge la generația a treia, a patra, a cincea, coboară. Baptiștii în România au 150 de ani. Baptiștii români în America au 100, 102, 103. Noi deja suntem pe pantă descendentă. Întrebarea care o avem în vedere, întrebarea în care suntem direct interesați, este să poate reveni înapoi? Răspunsul este da, da. Știți de unde știm răspunsul? Mântuitorul îl spune. Când citim scrisorile către biserici, la una dintre ele, le spune așa. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Și vine înapoi. Ca o paranteză foarte scurtă, vreau să știți, de aceea tema congresului din această toamnă este aceasta. Iată, eu stau la ușă și bat. Cum se poate ca Hristos, odată fiind în inimă, acum să fie afară și să bată la ușă, să se ceară înăuntru? Ce-a fost la început, în generația a doua este mai puțin. De regulă, în generația a treia este și mai puțin. În a patra, și mai puțin. În a cincea. Cam acolo suntem noi, generația a cincea. Dacă luăm o generație ca ținând 25 de ani. Este răspunderea noastră să revenim la ceea ce s-a pierdut. Nu în privința formei, ci în privința conținutului. E o sarcină foarte grea. Foarte grea. Dar obligatorie, pentru că altfel credința ajunge să fie moartă. O credință asemănătoare cu a diavolilor. Care cred, se înfioară și nu ascultă. Omul din textul nostru, om din poporul lui Dumnezeu, iudeu, israelit, evreu, despre el, apostolul Pavel,
ne dă lucrurile pe care le vedea oricine. Cum e pe din afară? Are un nume cum nu mai are nimeni. Iudeu înseamnă cel care laudă pe Dumnezeu. Dacă îi spui israelit, știm de unde vine termenul, nu? Domnul îi schimbă numele lui Iacov și din Iacov îi dă numele Israel. Ai luptat cu Dumnezeu și ai ieșit biruitor. Pe nimeni nu mai cheamă așa. Un grup de oameni, un popor chemat să fie poporul lui Dumnezeu. Un popor care are misiunea de a-L oglindi pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, de a fi o lumină pentru neamuri. Pentru că eu sunt sfânt, voi trebuie să fiți sfinți. Aceștia sunt termenii legământului. Cum este El, așa trebuie să ajungem și noi. Mântuitorul spune în alte cuvinte aceleași lucruri. Matei 5:48. După cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit, tot așa și voi să fiți desăvârșiți. El înainte de acel verset vorbește despre dragoste și despre iubirea vrășmașilor. Despre iertarea vrășmașilor. Cum ne cheamă pe noi? Cum ne numim noi? În primul rând ne numim copiii lui Dumnezeu. Ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Oameni care ne-am pornit la drum, pe calea îngustă. Singura care duce la viață. Oamenii ne descriu ca fiind pocăiți sau baptiști sau altfel în funcție de biserica în care mergeți sau în care mergem. Pe din afară, spune, e ceea ce trebuie. Care e cel de-al doilea lucru? Pe ce te bazezi? În cazul iudeilor din veacul întâi, te bazezi pe lege, pe cărțile lui Moise, pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu este temelie mai bună ca asta, decât temelia cuvântului lui Dumnezeu. Nu este alta mai bună. O temelie care îl prezintă pe Hristos în toată slava Lui. Hristos este centrul cuvântului lui Dumnezeu. Pe așa ceva apostolii au zidit. Aceasta e temelia pusă. Vedeți cum la suprafață toate stau exact așa cum trebuie. De aceea greșeala aceasta, păcatul acesta al duplicității este atât de rău. Atât de rău. Când cineva te întreabă, tu pe ce te bazezi? Știți care e cuvântul care ne vine imediat? Noi ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Sfintele Scripturi sunt regula pentru ceea ce credem și pentru felul în care trăim. Asta e ceea ce spunem. Aceasta e temelia. Ce urmează? Cu ce te lauzi? Noi avem și aici replici foarte bune, adevărate, dacă au corespondență lăuntrică. Noi nu lăudăm pe oameni. Noi le lăudăm cu Dumnezeu. Așa este. Dar dacă e numai de suprafață, urmează să vedem cât de rău este. Ce cunoști? Atât de multe versete știm pe de rost, le-am învățat de când eram prunci. Ne-au dus părinții la adunare, apoi am fost la școala duminicală și am învățat
în cel puțin o dată pe săptămână un verset, versetul de aur. O practică deosebit de bună. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nimic din ceea ce spun nu este pentru a submina lucrurile acelea, nu. Dar de fiecare dată, dacă rămân numai la suprafață, nu ajută la nimic. La nimic. Cunoști cuvântul lui Dumnezeu pentru că acolo, în El, ai cunoștința adevărului. Acolo ai trăsăturile esențiale ale cunoașterii. Ai elementele de bază pentru a-ți construi o concepție cu privire la lume, la viață, la muncă, la moarte, la veșnicie. Acolo primim instruirea de care avem nevoie pentru trăire, pentru viață. Dacă toate acestea sunt la locul lor, cine ce mai poate spune? Să știți că se poate merge și mai profund de atât. Și Apostolul Pavel o face. Ascultați ce spune el. Nu doar că ai numele care trebuie, nu doar că te lauzi cu Dumnezeu și El e la locul Lui, nu doar că te bazezi pe cuvântul Lui, îl cunoști, nu numai atât, dar tu te raportezi la ceilalți așa cum trebuie. Așa cum trebuie. Față de cei care sunt în întuneric, tu vii cu lumina. Tu le spui, astea nu trebuie făcute. Acestea sunt greșite. Pe oamenii care bâșbâie, care nu știu încotro să o apuce, tu te duci ei de mână și ești călăuză pentru ei. Pe cei care încă nu cunosc cuvântul, tu ești gata să li-l explici. Învățător pentru cel neștiutor. Ai tot ce-ți trebuie. Tot. Și cu toate acestea să fii în cea mai rea stare posibilă. Starea omului duplicitar. Să fii ipocrit. Sau fățarnic. Cum atinge Apostolul Pavel pe un astfel de om cu ceea ce are nevoie acel om? Știți unde se dă examenul final? Unde se dau lucrurile pe față? Știți unde? La fapte. În ceea ce faci tu efectiv. Acolo se văd toate. Și ai spune, e imposibil. E imposibil. Să te cheme cum spui că te cheamă. Să te lauzi cu Dumnezeu. Să te bazezi pe cuvântul Lui. Să-L cunoști. Să aduci lumină la alții. Să iubești pe cei care nu știu. Și cu toate acestea să fie vai de tine. Vai de tine. Știți unde se vede? Cuvântul spune, tu care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți. Vedeți? Pe din afară, para e coaptă, dar pe dinăuntru, e mâncată de viermi. E stricată. Propovăduiești?
Să nu furi! Și tu ești cel care furi. Să nu curvești! Și tu ești cel care curvești. Ți-e scârbă de idoli, dar tu le jefuiești templele. Cum poate omul ajunge să fie așa? Cum? Toată ziua în adunare cu lucrurile lui Dumnezeu la suprafață, iar înăuntru stricăciune. Omul are această putere de a-și compartimenta viața. Da. Pătățica asta e despre asta, asta e despre asta, deși alea două sunt diametral opuse. Omul are această putere de a fi acum așa, peste jumătate de oră, cu totul altfel. Acum poate să fie înger, iar mai târziu poate să fie demon. Extraordinar de complicat. Extraordinar de complicat. Ce anume lasă pe cineva să se poarte așa? De ce? Unde s-a rupt veriga? Pentru că ceva e rupt. Lucrurile nu se mai leagă unele cu altele. Unele sunt aici, iar altele, cu totul și cu totul altfel, sunt lângă ele. Dar între ele e o prăpastie de nu o treci niciodată. Cum se poate? Știți care este veriga care s-a rupt? Știți care? Omul respectiv crede că această ruptură nu are consecințe. El este deasupra tuturor lucrurilor. Cum ajunge să fie, să creadă așa ceva? Omul ajunge la acest punct atunci când noțiunea de adevăr versus minciună, cea de bine versus rău, sunt diluate. Un om care în viața lui nu mai are albul e alb și negru de negru, când are 50 de nuanțe de gri, atunci ajunge să fie așa. Bineînțeles că ești la biserică și ești mai decât toți. Dar când a ieșit, sau poate și mai repede, cel mai mare ticălos. Cel mai murdar nemernic. Pe dinăuntru. Vei fi surprins în anumite situații de către anumite persoane trăind așa. Dar cu cât înaintezi în vârstă, cu atât vei fi mai bun la a le ascunde. Totul pleacă de la diluarea adevărului și a binelui. Omul care în viața lui nu mai deosebește cele adevărate de cele false și cele bune de cele rele, acolo ajunge să se poarte ca și cum nu mai există judecată. Și bineînțeles, în ultimă instanță, nu mai este iad. De aceea, textul de dinainte a fost textul care a vorbit despre judecată, despre pedeapsă,
și despre viața veșnică. Judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Punct. Cu cât noi ajungem să credem tot mai mult că tot ceea ce este în jurul nostru este doar o opinie, cu atât devenim mai duplicitari. Să rup lucrurile și aici, într-un compartiment, le ai pe cele de biserică, cum te cheamă, pe cine l-auzi, ce știi din Biblie, cum înveți pe alții, așa? Iar în celălalt compartiment ai toate gunoaiele. Exact ceea ce spui la alții să nu facă, aceea faci tu. Toate astea la pachet, în aceeași viață, în compartimente diferite. Și nu mă schimbi vitezele. Acum ești așa, când nu mai ești aici, ai schimbat și ești altfel. Ca și cum schimb hainele. Exact așa. Și reușești acest lucru instant. Instant. Treci de la o stare la alta. Fraților, omul se poate opri de pe acest tobogan numai atunci când lucrurile se leagă. Numai atunci când el știe acest lucru este bun. Acesta este rău. Acest lucru este adevărat. Acest lucru este fals. Când nu mai gândești așa, așa devii. Ca și omul din cuvântul nostru. Până adevărul nu este restabilit în viață, în inimă, în minte, în gândire, până binele nu este restabilit, nu se poate face nimic. Știți ce spune Dumnezeu lui Iona? Acolo la Ninive sunt oameni care ei nu pot face deosebire stânga de dreapta. Oameni care au totul amestecat. Toate-s bune dacă slujesc unui anumit scop. În felul acesta moralitatea ajunge la pământ. Când Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, pedeapsa, când acestea sunt scoase, exact cum spune Scriptura, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Trăiești așa cum îți place. Sau, dacă vrei să pari mai moral, cum îți convine. La acest stadiu sunt cea mai mare parte dintre bisericile noastre. Acolo s-a ajuns. Când ajungi în generația a cincea, lucrurile acestea devin mari primejdii. Mari primejdii. Mari. Nimeni nu poate schimba pe nimeni. E nevoie de o hotărâre personală și e nevoie de ruptarea lui Dumnezeu. Dar reușești să vii înapoi în locul de unde ai căzut. Dacă îți aduci aminte că viața întotdeauna se trăiește după reguli. Nu uitați. Viața se trăiește după reguli. Desigur, noi suntem învățați de cei în afara noastră, știa spunea și din biserică, că nu există reguli.
noi ne iubim și cu asta gata. Și facem din dragoste o plapumă care acoperă toate gunoaiele. Toate gunoaiele. Vreau să vă întreb foarte concret în această seară. Ce anume? Care reguli te țin pe tine la 20 de ani, la 40 de ani, la 60, la 80 de ani să rămâi cu adevărul și minciuna în categorii complet diferite. Cu binele și răul, de asemenea, în categorii complet diferite. Ce anume ai în viața ta care te ajută să ții linia dreaptă? Ce anume te ține întotdeauna, tu știi unde e nordul? Ce anume? Vreau să vă dau un exemplu. E un exemplu personal și dacă îl puteți folosi, folosiți. Și eu l-am învățat de la alții. Noi avem nevoie de lucruri absolut simple și foarte ușor de ținut minte, pe care să le avem cu noi zi și noapte toată viața. De la care nu abdici nici mort, nici fript, sub nicio formă. Regula numărul 1. Integritate. Nu contează unde ești. Cu ce te ocupi. Cu cine vorbești. Toate acestea sunt secundare. În orice împrejurare, călătorie, acasă, muncă, oriunde, oriunde, orice, regula numărul 1, integritate. Integritate. Sunt cunoscute primejdii persoanelor publice. Și nu numai. În cazul bărbaților, trei primejdii majore. Nu? Femeile, puterea și banii. Astea lovesc și atacă într-o multitudine de feluri. Dacă regula integrității este acolo și nu o smulge nimeni, niciodată treci cu bine. Iar când, ca și bărbat, te apropii de nebunia de la mijlocul vieții, vei reuși să treci prin ea. Nu contează cât îți de mulți bani sau cât de frumoasă este persoana respectivă. Sau cât de ispititoare este poziția respectivă. Nimic nu-ți ia mințile. Oriunde ai fi. Oriunde ai fi. Ai această regulă simplă în viață. Integritate. Regula numărul 2. Excelență. În împrejurarea în care ești, nu contează locul și cu ce te ocupi. Atunci, cu ce ai, cu ce poți, cu ce știi, faci totul foarte bine. Atunci când s-a încheiat acel lucru pe care l-ai avut de făcut, ai conștiința împăcată. Am făcut tot ce am putut mai bine. În condițiile de atunci, acesta a fost maximum pe care l-am putut da, pe care l-am putut face. Desigur, ulterior pot vedea cu mintea ulterioară, cu resurse ulterioare, că se putea și mai bine.
Dar în condițiile de atunci, acela a fost maxim. Dacă ești la școală și ai un curs, două, trei, patru, câte ai? Dacă ești la lucru și ai o lucrare, două, câte ai? Orice tip de activitate ai depune și în ceea ce faci și în ceea ce ești, mergi la maxim. La maxim. La maxim. Aceasta este regula excelenței. Și a treia. Nu neapărat ultima, dar trebuie. Cauți să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Îți împlinești planurile, proiectele, lucrările, cum vrei să le numești. E o mare ispită să ne băgăm în multe. Și la toți ni se întâmplă. Mie mi se întâmplă de multe ori. Și dumneavoastră. Te-ai pornit? Și așa au rămas. Așa au rămas. Desigur, noi, pe măsură ce acumulăm ani, ar trebui să ne cunoaștem mai bine puterile. Și să spui, în asta nu mă pot băga. Sau, dacă e și mai înțelept, să spui, asta e prea înaltă pentru mine. Nu-i de mine. Nu pot. Nu știu. Dar noi avem o mare, o mare hibă. Știți care e hiba? Aflarea treabă. Noi suntem buni la toate. Și ne băgăm în toate. Când e orice în discuție, toți sunteți specialiști. Fraților, numai atâta putere. Dacă încercăm atâta, ne frângem gâtul. Sau, dacă nu-l frângem, rămân nefăcute. Te ții de aceste reguli. Nu le spune altfel. Reguli. Dacă le numește altfel, ele se vor dilua și adevărul și binele se duce. Și toate devin așa un ghiveci pe care nu-l mai poți descălci, descurca niciodată. Un mod în care te poți verifica, foarte simplu. Deși nu întotdeauna este sugestiv, dar să știți că spune mult. Spune mult. Spune mult. Aduți aminte când ți-ai pus ultima oară felul 2 în farfurie. Felul 2. Felul 2. După ce ți-ai pus și ai început să mănânci, cum arată farfuria ta? E acolo de nimeni nu mai știe de unde și ce. Sau toate sunt așezate așa ca și cărțile în bibliotecă. Te-ai uitat la tine farfurie să vezi cam... E o imagine a ceea ce e înăuntru. Întotdeauna le poți îndrepta. Desigur, sunt situații în care spun alții și... Dar de obicei spune ceva despre universul lăuntric. Dacă te uiți la cum e noptiera de lângă patul tău, de asemenea, afli lucruri despre cum e înăuntru. Și exemplele pot continua. Aici fiecare cu mașina lui. Când a intrat cineva în mașină și ai spus imediat. Nu totul, dar o bună parte despre cum e omul care stă acolo 2-3 ceasuri pe zi. Aceste exemple simple arată cât e de dreaptă linia din viața acelei persoane.
Pastor, în momentul în care se rupe veriga adevărului, acestei gândiri clare, astea da, astea nu. În momentul în care alb nu mai e alb și negru nu mai e negru, nu am început să cobor. Să poate reveni. Și dacă noi nu revenim, noi murim. Ne stingem. Sau devenim, așa cum au fost și alte biserici înaintea noastră, creștini cu numele. Deja o bună parte dintre noi sunt așa. De aceea toate greutățile astea atât de mari. Când lumea cuprinde biserica, mai bine zic, când valorile lumii cuprind biserica, o sugrumă. Rămâne o formă, o poșniță, depinde de cât am fost de bogați și cât de mari ne sunt edificiile, dar este ca o pară germănoasă. Pe din afară frumoasă, dar pe dinăuntru mâncată de vierme. Fraților, haideți să facem din toate lucrurile acestea subiecte rugăciune. Vă invit să vă ridicați și dintre noi, frați, surori, tineri, bătrâni, având în vedere lucrurile împărtășite în această seară, haideți să ne rugăm Domnului.